Ai spus o chestie, Marian, n-am avut realizări în anul ăla. Și m-a dus gândul la, trebuie să recunosc, nu mă gândisem să te întreb chestia asta. Au fost o serie de interviuri, nu știu dacă le-ai văzut, realizate de colegul nostru Iustin Gafiuc cu colegele din generația Nadiei, care, la propriu fiind spus, luau niște bătăi crunte. Se știe că s-a făcut performanța așa în România, în anumiți ani, mai ales anii 70, 60, 70, 80. Ai avut, nu știu, fie și în adolescență, la juniorat, genul ăsta de manifestări în sală? Ai luat vreodată, nu știu, o palmă de la vreun antrenor sau au fost situații de genul ăsta? Hai să Sincer. zic, sincer, am avut problemă cu un singur antrenor la lotul de junior când am ajuns. Nu era antrenorul meu, era La antrenorul lotul național, lotului, da? Deci nu la club. da. Ok. Care avea genul ăsta de reacții, să zic așa, și de Necontrolate. abordare, da. Tu Pur și având simplu, de 14, la 15, orice. 16 ani, ceva de genul ăsta sau? Păi, spre 15 Deci undeva la 15 ani, un puș de 15 ani. ani. Da. Și o singură dată am luat niște curele la fund. Curele la fund. Da, Mamă, da, deci era da, organizată treaba, nu era strict de instinct, adică. da. Și ce, scotea cureaua și va Da. alerga prin Da, sală? da, da. Da, Nu nu cred se că mai fugeai, întâmpla. stăteai Nu să fugea, ții nu? porția. Da, e, n-aveai cum Da, să. ca să spun așa, asta Dar în era. rest, așa, eu m-am întrebat foarte mulți antrenori și Deci a fost niciodată n-a acest caz fost. izolat când ai luat Da, bătaie da, cu da, cureaua în da, sală. da, da. Și Și am s-a luat pentru întâmplat ceva după prostie, am luat aceea? pentru prostie, pentru că noi fiind și copii și având și energie, erau, mă rog, stăteam la cămin Un acolo, internat, da, un cămin, da? da, cum se spune.